Mai multe despre procesul de separare a copilului aflați astăzi în cadrul emisiunii Educație pentru Viață. Invitatul nostru este doamna Svetlana Șișcanu, psihoterapeut. Bine ați revenit, doamna Svetlana. Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Ce este procesul de separare? Haideți să pornim de aici. Procesul de separare este a învăța copilul să fie autonom. Așa. Și a învăța părintele să accepte autonomia copilului propriu. Wow, din două părți. Și copilul să fie autonom și părintele să accepte. Nu putem să educăm cei ce nu putem accepta noi. În moment când apare copilul pe lume, părintele este uh, cel care îi asigură uh, securitatea fizică, psihologică și financiară. Pe parcursul dezvoltării copilului, părintele învață a-l ajuta să se dezvolte în autonomie, maximal posibil. Tot ce poate face copilul deja, nu face părintele. Fiindcă al învăța să descopere lumea prin propriile senzații, prin propriile forme de a fi, este despre al ajuta să fie autonom, să învețe viața, să învețe circunstanțele din jurul lui, ce poate să facă, când poate să facă și cum poate să facă fiindcă putem să ne percepem cine suntem noi și ce vrem noi de la viață doar studiind, învățând, pipăind, simțind și conștientizând niște lucruri. Iată, spunea un specialist în parenting că dragostea părintească e unica dragoste care îndepărtează. În ce sens? În sens că înveți persoana să acționeze independent deja. Nu apropii, dar îndepărtezi în sens că îi dai drumul. Și e dureros pentru mulți părinți acest lucru. Ai da permisiunea să fie uh, independent sau autonom. Asta înseamnă să înveți a iubi atât de mult și a transmite dragostea mea la distanță în așa, așa mod ca să îi dau încrederea de a fi om matur sau de a deveni independent. Da, și să trăiască fără mine. <laughs> și să simte bine și fără mine, dacă trebuie. Fără mine fizic. Așa, da fiindcă eu totdeauna rămân în inima lui. Eu totdeauna rămân în amintirile lui, în stările lui. Dar atunci când învăț să nu atac, să nu-l impun să facă doar ceea ce vreau eu, asta înseamnă să-l ajut că el se apropie de mine. Așa este. Iată, eu mă gândesc la cuvântul ăsta, separare. Pentru mulți părinți sună destul de dur. Cum adică separare? Da, fiindcă în moment când naștem copii. percepția noastră este că este al meu. El nu este al meu. El este ceea ce mi-a dat Dumnezeu ca eu să aduc în această lume. Este o altă viață și el nu este dator să repete viața mea. El nu este dator să facă ceea ce n-am reușit eu. El nu este dator să fie la nivelul așteptărilor mele, fiindcă acestea sunt ale mele. Sarcina lui este să-și dezvolte o viață calitativă în lumină și iubire a lui. Să înțeleagă cine este el, ce valoare are el pentru sine sau viața lui, ce valoare are pentru sine și ce vrea el în viață. Dacă e de frumos, dacă percepem și înțelegem noi ca părinți acest lucru, atitudinea ni se va schimba. Și nu putem să învățăm copilul să, să se descopere fără a-i da voie încă de mic să descopere această lume. Da, sunt lângă el, îi asigur securitatea fizică și psihologică, dar îi dau voie să margă. Și atunci când el vrea să facă să spele vasele și atunci când el vrea să să facă el curățenia așa cum poate, el îi dau voie să se dezvolte. Asta este despre dezvoltare. Atunci când îi interzic, îl fac cumva să se simtă um, neimportant. El nu poate, incapabil de a face ceva și este uh, cineva în care părintele nu are încredere niciodată în el. Așa. Și asta dezvoltă. Dezvoltă o neîncredere în sine, o respect de sine, o stimă de sine scăzută și starea că eu nu pot. Da, și după asta copilul ajunge mai mare și mereu întreabă părinte, dar cum să fac, dacă ce să aleg? Da? Eu, și este încă și o mai interesant. De asta. Este și mai interesant încă atunci când crește copilul mare, noi avem așteptări mari de la el. Trebuie da. să facă asta, asta da. și asta. Dar el nu știe cum, fiindcă atunci când el a avut motivația și a vrut să descopere acest lucru, noi nu i-am permis. Așa, hai dacă să rămânem un pic la copiii ăștia mai micuți și să vedem care sunt etapele în care acest proces de separare parcă are loc mai intens. Când ne separăm evident de la, de la naștere, chiar. De la naștere se începe separarea fizică, Așa. cu toate că până la șapte ani copilul energetic se simte ca o parte a corpului mamei. Până la cinci ani este prima perioadă de dezvoltare a tiparilor comportamentale și aici 95% din frici se formează în această perioadă. A învățat cum să comunic copilului despre ce el poate face fără a utiliza cuvântul nu și ai da voie să exploreze lumea, să exploreze ce e ce vrea el să facă. Asta e despre a îl învăța cum să facă și ce să facă. 5-7 ani este prima perioadă, 6 ani de fapt se consideră prima perioadă de criză Aha. și de copilul percepe altfel fel identitatea sa, și aici este important a-l învăța că el poate singur să fie maximal autonom. Și atunci când el începe să-și lege cireturile și să, a, să se îmbrace, este important să-i dăm voie, da, va fi mai mult timp, dar rezervăm acest timp ca el să poată face. De cu seara, îl ajutăm să-și aleagă hăinuțele. Este foarte important să-l învățăm a-și alege hăinuțele, a-și lua deciziile proprii ce vrea, cum vrea și de ce vrea. Să-l ajutăm ca el să poată în, în, a se încadra în niște limite. Dacă avem mai puțin timp, îi spunem, este ok, ai de ales. Te scoli așa sau te scoli așa și faci așa. Tot timpul îi dăm această alegeri pe care el să o aleagă singur. Și îl ajutăm ca el să, la ceea ce promiți sau ceea ce alege să le facă. A doua perioadă. Acum rămâne cu vârsta de trei anișori. Și acolo este o criză. Uh, trei anișori este prima criză, de fapt, ea este mai e mai ușoară. fiindcă uh, pentru părinte la trei ani el este încă în spațiul lui, el Ajută, în această perioadă apare vorbirea mai Da, da mai aici Da, mai intensiv Apar alte procese de gândire. Percepția lui ca părinte și ca cei ce se în jurul lui este altceva. La șase ani este mai, mai dură un pic fiindcă apare deja identitatea, percepția de sine, cine sunt eu și uh, cum procedează părintele meu cu mine și cum eu să-mi impun niște reguli părintelui, fiindcă apar deja, uh, ei manipulează de fapt de mici. Din prima clipă când apar, <gângă> dar uh, la șase ani ei au deja această manipulare mai conștientă. Și ei știu uh, foarte bine limitele, unde și cât se poate, fiindcă ei încearcă limitele aici. La... Ei și la șase ani, mulți deja merg în clasa zero sau uh, deja și la Și deja grădinița, este. Da, deja sunt. Uh, da, și este socializarea deja. că de ce copilul până la 2 ani uh, este mai complicat să-l mergi în socializare? 2 ani este vârsta când are nevoie uh, să fie foarte aproape de părinții lui. Da. De la 2 ani, 2-3 ani, uh, deja el merge spre socializare. Deci Așa. el are uh, deja capacitatea spre a socializa, a uh, verbaliza sau a se face înțeles și a înțelege niște lucruri. La șase ani deja el are, uh, are mare nevoie de a fi acceptat. Fiindcă dacă până la șase ani el cumva altfel își face poziția în grădiniță sau în grupurile de socium, la șase ani este criza când el are nevoie să fie acceptat și acceptarea sociumului pentru el este foarte importantă. Așa, și asta ar putea să continue și la șapte și la opt ani, la unii copii. Da, ea începe de aici da. și mai departe independența. Dacă la această vârstă este ok cu acceptarea și el învață a se... A comunica eficient cu ceilalți și cu sine, atunci lucrurile merg mai departe. Dar Așa. dacă de la această vârstă el nu a reușit să fie încadrat și nu a, fost, nu a reușit să fie acceptat în, în societate, lucrurile merg pe parcursul adolescenției din ce în ce mai complicat. Fiindcă uh -huh. punctul de pornire este aici. Cât de important este vârsta respectivă? Uh... Și eu mă gândesc că mulți părinți își dau copiii la școală. La, la șase anișori Și copilul nu se poate încadra Că ceilalți sunt mai mărișori Și atât de aici poate, poate porni o problemă destul de serioasă nu? Destul de, de dură Fiindcă uh, el este mai mic El este perceput ca neînsemnat Și mai mic Așa. și nu atât de uh, Ok Cum sunt ceilalți da. Adică dacă să vorbim despre socium, Deci el rămâne Este mai jos Așa. Pentru el încă nu are capacitatea aceasta De a se percepe la nivelul celorlalți Chiar dacă cognitiv e pregătit. Chiar dacă cognitiv este pregătit psihologic, el încă nu are aceeași stare de acceptare și de reacții. Așa. în Sociul pe care el are. La grădiniță el are alte forme de acceptare, alte forme de comunicare, altă percepții și atunci când el are statutul că el este ok și el este la același nivel cu tot ceilalți, deci altfel percepe starea lui personală. Așa. Cine sunt eu și care este valoarea mea în, în sociu. Și atunci când îi acoperim această necesitate copilului, mai departe el știe deja cum din ce în ce mai mult să dezvolte această abilitate. Așa, îl acceptăm. În ce fel părintele o va face? Îi va oferi mai multă libertate? Îi va valida, nu știu, altfel deciziile? validarea emoțiilor, care, emoțiilor. Trăiește, care, Trăiește, copilul este mega importantă pentru... Ce înseamnă a valida emoții? Înțeleg că acum te doare. Așa. spune te rog, ce simți tu acum? Este ok. Nici într-un caz nu ne permitem să râdem despre emoții pe care ne vorbește copilul sau să o luăm în zemflemea sau a zice că ea mare lucru se întâmplă că tu așa de mic și tu trăiești această emoție. Așa. Luăm în serios fiecare emoție pe care, pe care o are, eu validăm, da, înțeleg și este normal să trăiești această, această emoție în urma situației pe care s-a întâmplat. Hai să vedem cum să soluționăm situația. Uh -huh. Fiindcă în orice situație eu sunt lângă tine necondiționat și noi în orice situație găsim soluții. Iată aici o altă întrebare. Cum se face că unii copii la această vârstă foarte ușor trec peste anumite lucruri, dar alții parcă foarte dureros trec? De ce depinde acest lucru? De securitatea pe care o simte. Dacă Așa. el se simte în securitate. Și De ce unul se simte în securitate, poate în condiții similare dar altul nu? Fiindcă mai înainte au fost alte uh -huh. experiențe pe care le-a trăit și pe care a înțeles că în această situație el nu poate să se simte în securitate. Fiecare om are condițiile în care se dezvoltă. Ce condițiile în care noi ne dezvoltăm sunt foarte importante în deciziile pe care le luăm, în reacțiile pe care le avem și forma de gândire pe care le avem. Așa. Și geneticul are și aici ceva de a face? Are sau? și geneticul, fiindcă cei ce am luat eu 50 de la mama, 50 de la tata, sunt prezente în subconștientul meu, sunt prezente în corpul meu și atunci când le dezvolt, ele și-au despus punctul lor de vedere sau starea lor. Așa. Bine, asta este prima, o primă etapă importantă, da? În care copilul se separă. Cum mergem mai departe? Unde ajungem? În a doua oprire a trienului, care este? A doua. Sau a treia, poate. Deci, prima, a fost vorbim de 6, 6, deci prima vorbim despre până la 5 ani. 05 0-5 ani, 5-12, 5-9-12. Acum, actualmente, este mai, mai mică vârsta când începe deja preadolescența, adolescența. adolescența. Uh, în această perioadă sunt multe schimbări și foarte rapide în corpul, mintea și starea adolescentului, copilului. El are o altă percepție despre sine, deja. Diferența între el și părinte este o alta, Așa. fiindcă vede spațiul ăsta pe care se Mărește între el și părinte. Dacă până acum el avea nevoie de îmbrățișări și avea nevoie de să fie lipit de părinte, acum are aceleși nevoi, dar are alte percepții. Că el deja este mare și nu poate să se ducă spre părinte să-l cuprindă. Dar, dar, dacă, dar dacă din contra vine și mai mult, despre ce vorbește acest lucru? Dacă vine și mai mult, atunci îi dăm această stare, fiindcă este necesară, e o perioadă să, că în... se, umple, da? să se umple. Și dacă e sigurăm plinul, atunci lucrurile se, se schimbă. Eu aici am o altă întrebare deja și mai curioasă. Sunt mulți copii care la vârsta asta vor să revină să doarmă cu părinții. Că are, are multă nevoie. Aici cum facem? Că sunt părinți care se plâng. Uite, copilul la vârsta asta... el. Îl cuprindem. Așa. Stăm lângă el până doarme. Așa poate i dăm mâna, poate îi punem mâna așa unde el are nevoie, fiindcă el are nevoie de energie, mami. Așa. De protecție ei. Dar vorbim, îi spunem, deci tu ai pătuțul tău, eu am pătuțul meu, eu pot să stau lângă tine, să-ți citesc ceva, să vorbim ceva, să te țin de mână, să-ți asigur acest confort. De multe ori copiii au stări, în această perioadă este starea de, stări de frică de a fi singur. Așa. Stări de întuneric, frică de întuneric. Îi asigurăm o jucărie pe care lui îi place foarte mult, să doarmă cu ea și eu sunt lângă el până el adorme. Adică stăm lângă el ca da. el să adoarmă. Este important să-i asigurăm. Lăsăm. Până la ce vârstă ar fi normal ca de exemplu, părintele să-i să facă acest ritual înainte. De obicei se întâmplă până la 7-8, poate fi și 9, pot fi și 9 anișori depinde de, de necesitatea copilului. Uh -huh. Deja după 8-9 ani ușor, deja el, este mai, el învață a fi desinistător. Uh -huh. Și dacă nu, adică căutăm. Dacă nu, care găsim, da, găsim care este cauza, fiindcă la bază stă o cauză, stă ceva, o frică pe care el nu poate învinge. Lucrăm cu frica. Așa, adică am înțeles. Uh, urma, am zis că merge etapa asta până la 12 ani, da? Când începem. Deci a doua dup mare da, separare. după 12 ani copilul are nevoie de mai mult spațiu, spațiul lui e, în camera lui, așa. Uh, și este foarte important să înțelegem că atunci când intrăm în camera copilului, chiar și fiind mic, să batem la ușă și să cerem permisiunea. Eu pot să intru? e ok pentru tine. Astfel îl, îl învățăm că el are spațiul lui intim și eu, chiar dacă sunt părinte, nu îi încalc acest spațiu. Problema e că nu toți copiii au spațiul lor um, privat. Chiar și dacă îi, îl împarte cu fratele, fratele sau cu sora. sora, eu bat la ușă și zic eu este ok pentru voi să intru la voi acum sau nu. Uh -huh. Și dacă zice nu, zice ok, te rog să să-mi spui când ești pregătit că am nevoie să discut cu tine. Ce învăț eu prin acest gest S -s, pe copil? Să-și pună limite, așa. Și să permită să învețe că el permite oamenilor să intre în spațiul lui sau nu. El are acest drept. El are dreptul de a-și pune niște granițe unde el știe pe cine vrea să accepte și pe cine nu. În moment când de fiecare dată încalcă încalc granițele proprii, îl învăț că el nu are dreptul să aibă aceste graniți. Că oricui cu nu lenie poate să vină să-i uh, spargă aceste granițe și să facă ce vrea. Și atunci el nu are capacitatea de a spune cuvântul nu. El nu poate să interzică, fiindcă se simte rușinat, se, simtă, se simte nu în drept să o facă asta. Așa. Acestea sunt lucruri pe care le învățăm ca eu să pot să am granițele mele, să am respectul de sine, este părintele care mă învață cum să fac lucrul ăsta. Dacă eu învăț de la seminii mei, deja învăț alte forme de a fi, fiindcă ei altfel mă învață. Dacă eu învăț în societate lucrul ăsta, eu altfel o învăț. Dar dacă părintele mă învață că eu am dreptul la spațiul meu, eu am dreptul la poziția mea, eu am dreptul la cuvântul meu, dar să le spun respectuos față de mine și față de ceilalți, este o altă formă de a fi. Și asta e o separare sănătoasă. Și o separare sănătoasă pentru părinte și pentru copil. Unde părintele are toată încrederea în ce a învățat să facă copilul, știe ce poate face copilul, fiindcă fiind în area copilului, eu știu cum gândește el, știu ce simte el, știu cum reacționează el în diferite situații și învăț să am încredere în el. Și îl ajut să înțeleagă că orice situație este în viața lui, el poate să mă apeleze, și eu, fără să-l critic, fără să-l uh, fac, uh, să-l umilesc, îl aud, îl ascult și căutăm soluții împreună. Iată, demonstrează studiile că de multe ori copiii care, a căror părinți uh, îi critică foarte mult, ăștia nu se pot separa de părinte. Parcă mereu caută validarea părintelui. Dacă formează da? dependența, eu nu sunt capabil să iau decizii. Așa. Eu nu am dreptul. Asta o știu numai părintele meu, dar eu nu sunt capabil să fac așa ceva. Eu nu știu cum să o fac. Așa, adică eu prin critica asta îl țin pe copil aproape de mine, toată îl viața. Leg. Îl leg de mine, da, prin negativismul ăsta, pentru o funie negativă. Uite. Și atunci el nu poate să știe ce alege să facă în viață. Acești copii de obicei atunci când au foarte mari interdicții, neîncredere și critică, sunt cei care deja în adolescență încep să-și caute individualitatea. Și aici vin consumul de droguri, alcoolul, sociumul pe care el se duce și acolo este acceptat. Dar sociumul în ce formă este el acceptat? Dacă el știe a fi liber și, a, și știe ce valori are el, el își alege prieteni și semnii săi care corespunde valorilor lor. Dar dacă el nu știe ce să facă și cum să facă, el alege acolo unde este acceptat. Așa. Dar de multe ori este acceptat acolo unde este umilit sau este pus în, în situații foarte dure. Și dacă faci asta, atunci ești ok. Asta este manipulare. El nu poate percepe o relație sănătoasă de o relație de abuz. Așa. Hai să vedem care este altă etapă sau o altă etapă în care procesul acesta de separare este foarte intens. Um, Sunt uh, deja 13-14 ani atunci când uh, Copilul are deja o alte părere despre uh, individualitatea sa. Uh, dacă chiar din copilărie nu acceptă să fie uh, sau autoritatea părinților, aici el deja are niște forme mai dure de acceptare a acestei autorități? De acceptare sau neacceptare? Dacă accept, atunci eu sunt la nivel cu părintele. Așa? în moment când eu nu sunt la nivel cu părintele și eu nu mă aud de părintele despre ce eu vorbesc și ce am eu nevoie, atunci eu sunt în neacceptare. Fiindcă sunt două extreme. Da. Dacă nu sunt acolo, sunt în cealaltă parte. Sarcina părintelui este să te găsi în mijlocul de aur. Fiindcă sunt situații atunci când este important să zic că nu, să nu accept lucrul ăsta, fiindcă nu corespunde valorilor mele și, sunt, și, este situație când spun da, dar o spun din acceptarea interiorului pe care eu sunt gata să fac acest lucru. Și este ok pentru mine și pentru ceilalți. Și atunci când, în general, energetic la 14 ani, copilul se binecuvântează de părinte, ce ar înseamnă acest lucru? Asta înseamnă energetic, eu am încredere în, în copilul meu, că el este deja matur, poate lua decizii, este autonom, eu sunt lângă el pentru a-i menține aceste aripi care sunt în creștere. Și eu îi dau această stare de bine și eu îl ajut ca el să fie din ce în ce mai bine pentru ca la maturitate să fie un adult uh, emoțional. că ce se întâmplă aici de la 13, 10, fiindcă 13 este o altă criză de vârstă pe care se întâmplă cu copiii noștri, de cei și au stările pe care le au. și au... Acum am mai nou pe la 11, deja. Da, e 9, 11, e diferit. Da. Sunt, Oricum este decalajul acesta de vârstă. Este Poate fi 9, poate fi uh -huh. 11, 13, de ce e independență de... Da. Și următoarea criză de vârstă este în clasa 11, pe la 17 ani, când acolo el are corpul de matur. Înainte de bac. Da, are corpul de matur, uh, percepțiile că el este matur și așteptările celorlalți de la el că el este un matur, da. dar el încă nu are acest. Uh, această stare de autocontrol, fiindcă controlul vine în urma, este un proces care vine uh, mai târziu decât emoția. Uh -huh. Deci. Excitația este inhibiția, nu este? Da, da, probabil. Deci nu este acest control pe care eu să pot gestiona ce gândesc, cum gândesc și ce spun. Așa. Fiindcă apar gândurile, apare emoția, în urma emoției este acțiunea. Așa. Acest proces între gând, emoție, acțiune este mai puțin gestionabil de adolescent. Dacă pentru matur acesta este un proces ușor pentru unii. Da, pentru, pentru unii asta am vrut să adaug și eu. Pentru că eu. sunt unii care nu au acest control și nu au acest proces învățat să, să, să fie gestionat. Dar pentru adolescenți asta este o normă. El încă nu are această capacitate de dezvoltare a controlului asupra acțiunilor pe care le are în urma emoțiilor pe care le trăiește. Așa, Adică studiile demonstrează că la 25 de ani abia zona asta responsabilă da, da. de control da, este dezvoltată da. în totalitate. Nu zicem că la 18 ani are și el maturitatea lui, dar îi mai dăm crezarea, să zicem. Da? La 18 ani el încă nu, adică doar la 18 ani apare acest, această abilitate de analiză mai profundă ce poate fi în urma acțiunilor mele. Că la 18 ani el, el le are, dar sunt foarte vaci, sunt foarte largi și încă nu sunt bine structurate și nu sunt bine puse. De multe ori avem această... Că, uite, ești mare deja și tu trebuie să te pricepi ce trebuie să faci. El nu are de unde să priceapă. Sarcina noastră este să vorbim cu respect și cu tendință că el este matur, dar încă niște lucruri pe care eu, fiind cel cu experiență în spate, învăț cum să mă apropii de el, ce emoții are el, ce stări are el și cum eu să ajung spre el ca el să mă audă despre cei ce îi spun eu. Așa. Și când putem zice că copilul este separat de părinte? La ce vârstă, dar aș zice mai degrabă după ce criterii poate? Un copil separat de părinte este logic că trebuie să fie la 18 ani atunci când el poate deja fi autonom financiar și emoțional, atunci când el poate să-și să asigure viața lui, Așa. atunci când el este responsabil de cei ce spune, gândește și face, dar, din păcate, sunt uh, situații când uh, suntem deja foarte maturi, aceste lucruri nu le putem realiza. Dar eu cred că acum, în uh, situația noastră, la 18 ani copilul nu este independent pentru că el depinde de părinte în foarte mare măsură. Adică dacă el încă este la studiu, acolo părintele e cel care îl întreține. Hai să zicem funcțional. El este încă legat de părinte. La 18 ani, deci, uh, psihologic, el poate fi. Poate, ar putea. Poate, uh -huh. da. Dar asta, în moment când el este la studii, în moment când el învață uh, și iarăși este o... Uh, să zic eu, o între părinte și copil. Este un atunci când ești matur și atâta timp cât tu ești la studii facem asta și asta, să asumi responsabilitățile despre niște lucruri pe care tu ești membru activ al casei sau a ceea ce se întâmplă în casă, în familie, fiindcă nu putem să-i dăm până la 30 de ani fiind la studii să, să fie doar uh, ca consumator. Așa. Învățându-l că el este membru activ încă din copilărie, el învață că el este parte activă a casei Așa. Și în moment când îl învățăm a fi responsabil de ceea ce se întâmplă El deja vede și face pași spre autonomie Sunt mulți tineri care la 18-19 ani deja încep a, Atunci când sunt în vacanță Sau când au posibilitatea să se includă în serviciu Să se simtă deja autonom maximal cât pot și sunt tineri care și la 30 de ani stau pe spatele părintele și așteaptă și mai mult că atât consideră că părintele este dator să-l întrețină și nu pur și simplu așa cum poate părintele, dacă cum vrea el. Aici mi-am amintit de exemplul ăsta cu pasărea care și aruncă pui din cuib. Nu pentru că nu iubește, dar ca să învețe să zboare. Probabil că pentru mulți părinți ar trebui să facă etapa asta. Aruncă din cuib ca să învețe să zboare singur. Da, dar este important să-l pregătim pentru această perioadă. Pregătit, aruncare. evident, că pasăre-și pregătești cu Da. Fiindcă atunci când nu îl învățăm a zbura, Așa. dar îl aruncăm din cuib, se riscul de a nu se ridica este foarte mare. Așa. Deci îl învățăm de mic. Îl pregătim pentru această perioadă. Îl pregătim pentru ca el să fie ok, să iasă și să revină. Și mai mult ca atât, atunci când îi oferim, când el este pregătit să iasă din cuibul părintesc și iese, el să știe că în orice moment a vieții lui, el poate reveni în acest cuib, va fi acceptat, iubit și înțeles așa cum are nevoie. Da, dar va reveni nu în calitate de consumator, dar da, în calitate de a primi iubire. Prin iubire, așa este. Așa. Și atunci aici aș vrea un pic să ne referim la... Uh, separarea emoțională de părinte, că sunt foarte mulți copii care financiar stau foarte bine, ei de mult muncesc, dar emoțional încă nu s-au separat de părinte. Despre ce e asta? Asta este despre rușinea și umilința și vinovăția din copilărie dezvoltată. A înțelege că eu sunt copilul părinților mei, și vin pe părinții mei atât cât eu pot oferi din plin și înțeleg că ei au calea lor și eu sunt cu respect și cu dragoste față de ei fără a-i acuza pentru nimic a fi recunoscător pentru cei ce au putut să-mi dea pentru cei ce sunt ei pentru cei ce pot ei fi necondiționat ce fac ei dar eu am responsabilitățile mele, fiindcă părintele naște copilul nu pentru ca el să se întoarcă spre părinte, dar pentru ca el să dea naștere celorlalți, altor copii. Noi dăm copiilor noștri nu pentru ca ei să se întoarcă, să ne întoarcă nouă, dar ca ei să continue viața. Ca cei ce le dăm noi, energia, dragostea, iubirea, să învețe cum să o dea și să o dea în formă mai îmbunătățită copiilor lor, să continue neamul, să continue viața. Este e foarte important și aspectul ăsta, că atâta timp cât încă mai păstrăm, um, hai să zicem, resentimente față de părinții noștri, încă nu suntem separați emoțional de ei. Atâta timp, încă cât avem, legați. pretenții, atâta timp cât avem pretenții și fac, îi îngrijesc din, din sentimentul de vinovăție, de rușine, de ceea ce spun alții, de cei ce se întâmplă nu știu ce și nu știu cum, asta înseamnă că eu sunt încă în dependență. Eu nu m-am separat. Sunt separat doar atunci când vin cu respect și cu dragoste față de părinții mei. Înțeleg că ei mi-au dat tot ce au avut ei mai bun, tot ce au putut să-mi dea, mi-au dat. Ce-am putut eu să iau, am luat. De la 18 ani încoace, eu pot să-mi să -mi dau mie tot de ce am eu nevoie, psihologic și fizic. Și atunci când părintele uh, conștientizează că copilul are drumul său, și sarcina mea este să las să plece, să zboare. Fiindcă el are aripile lui. Și eu am toată încredere că eu am turnat atâta dragoste în aceste aripi. Și el are dreptul să facă alegerea, alegerile lui, viața lui, să aibă experiențele lui din care să învețe. Eu sunt doar lângă el. De -te -te, cum să se pregătească? Sunt, sunt, părinți care își eliberează, cum, le dau voie copiilor să zboare. Sunt părinți care au frica de a nu-i pierde prin procesul ăsta de separare și se, se opun. Și în modalități tare creative de a te opune separării. Cum, cum ce se întâmplă în, în, situația asta și poate cum să conștientizeze părintele, că poate el nu-și dă seama că el nu-i dă voie copilului să se separe. Atunci când am pretenții de la copilul meu și am așteptări de la el, am standardele mele pentru el, asta deja este o dependență. E o dependență pentru că eu te-am crescut și tu trebuie să fii așa cum eu te vreau. Sarcina mea este să înțeleg că copilul pe care l-a născut are dreptul la viața lui. Eu sunt doar mentorul. Sunt cel care dau pentru ca el să continue mai departe. Și el nu este obligat să facă ceea ce vreau eu. A înțelege că copilul meu are dreptul la viața lui și la experiențele lui și la stările pe care el le trăiește, eu sunt doar pentru a accepta, a mă învăța pe mine, fiindcă acesta este și procesul meu de învățare. Am A mă învăța cum să-i dau voie copilului meu să fie liber. Asta e despre fricile mele. Și atunci când îmi este frică, lucrez cu frica mea. Fără a ataca și fără a-l pune pe el în niște situații pe care el nu-și poate dezvolta viața lui. Fiindcă atunci când atașamentul este foarte mare de părinți, copilul nu-și poate, nici maturitatea nu-și poate forma familia sa proprie. Așa fiindcă el este încă acolo. Nu este detașat energetic de, de cuibul părintesc ca să poată forma o altă familie. Ca să poți să formezi familia ta, trebuie să fii liber. Să fii în familia ta. Da, să fii cu respect și cu dragoste față de părinții tăi, față de pă, familia de origine, dar sarcina ta este să fii în familia nouă pe care o formezi, în calitate de soț, soție, părinte, pe care tu să dai mai departe nașterea copiilor și să le dai lor energie, fiindcă noi primim de la părinți pentru a da. Așa, cât de înțelepți trebuie să fim aici, pentru că foarte des părintele crede că el dă drumul, dar de fapt are frica asta pe care nu o recunoaște. Cât câtă nevoie de introspecție avem, mereu să ne analizăm, dar ce simt în realitate? Pentru că cei ce arăt la exterior s-ar putea să fie total diferit. Dar de multe ori spunem una, dar facem cu totul altceva da. și acțiunile noastre vorbesc despre ceea ce de fapt de facto este în interiorul nostru. Și dacă observăm acțiunile noastre și reacțiile corpului nostru și reacțiile noastre în, în comunicare cu copiii noștri, atunci îmi dau voie să mă dezvolt și să zic ok, asta este despre mine, așa pot la moment, învăț să fac altfel. Așa, recunosc. Recunosc, fiindcă oamenii ideali nu sunt și învăț să fiu părinte doar împreună cu ei, atâta cât pot și ei să mă ofere și experiențele pe care le am împreună, dar în general fiecare copil care vine în familie vine pentru a învăța părintele ceva. Așa frumos spus. Foarte important această lecție a noastră de a învăța să ne separăm noi de copii, ca să îi lăsăm pe ei să se separă, pentru că, de fapt, separarea asta vine cumva așa, este, copilul nu, nu face ceva ca să se separe, așa se întâmplă firesc, dar noi părinții de multe ori trebuie să învățăm chestia asta. E o formă firească să învățăm noi a face lucrul ăsta și dacă învățăm noi a le permite ca ei să plece, lor le este mai ușor. Așa. În general, nimic din ceea ce fac, nu fac pentru altcineva, fac doar pentru mine. Și atunci când îmi țin copilul, că el trebuie să fie sub vizorul meu și îmi pare că dacă eu o să controlez totul, atunci totul va merge bine. A învăța să am încredere în mine, în forțele mele și în copilul eu, pe care uh, am dat tot ce am putut. Tot ce am avut la moment, așa am știut, așa am putut și așa, așa am dat. Și am iertat pe mine. Și am iertat stările pe care le-am avut cândva, pe care pe parcurs să înțeleg că nu am făcut corect. Și să zic, iartă-mă că așa am știut la moment. Dar acum alt altfel să fac. Asta este un grad foarte ridicat de maturitate și de acceptare, de fapt. Și de acceptare, fiindcă să înțeleg că nu sunt părinte ideal, așa am învățat eu de la, de la părinții mei sau de mediul pe care l-am avut eu să m-am dezvoltat, așa am învățat. Dar în moment când am conștientizat că este important să fac altfel, atunci mă felicit pe mine și zic, eu am învățat altfel să fac și eu învăț altfel să fac. De deci ce este dezvoltare. dezvoltare? Fără mă critica și fără mă pune în, în situații de umilință pentru ceea ce am făcut. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest subiect foarte Drag. interesant și foarte intens, emoțional. Da. Cu mult drag. Mult succes în tot ceea ce faceți și întotdeauna vă așteptăm cu mare drag la Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ne sunteți alături, vă reamintesc că am discutat despre procesul de separare dintre părinte și copil împreună cu doamna Svetlana Șeșcanu, psihoterapeut. Dacă aveți întrebări, sugestii, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau pe site-ul radioului revese.md. Vă doresc să fiți fericiți, să fiți liberi voi și să oferiți libertatea necesară copiilor voștri.